Capitolul 30. Robert McChen. Nu are importanță câți ani trăiești, ci are valoare cum trăiești acei ani dăruiți de Dumnezeu. Robert McChen a avut doar 7 ani de slujire cu Evanghelia, dar viața lui a fost așa de binecuvântată încât, după moarte, biserica sa a devenit un loc de pelerinaj. Credincioși din multe părți au venit să vadă locul de unde s-au revărsat binecuvântări și au pornit treziri spirituale. Doreau să cunoască secretul lui McChen. Bătrânul îngrijitor îi lua pe rând pe aceștia și îi ducea în birou și spunea fiecăruia: "Vrei să cunoști secretul? Așează-te la birou, pune-ți capul în mâini și plângi." Așa a făcut păstorul nostru. Apoi mergea la amvon și spunea: "Pune cotul tău aici, așează-ți capul pe mână și plângi." Asta e ce a făcut păstorul nostru. Acesta e secretul. Odată, McChen a zis: "Oh, fraților, fiți înțelepți! De ce stați toată ziua fără lucru? Într-o clipită totul s-a dus. Încă puțin și ziua harului s-a încheiat. Predicarea, rugăciunile, curând vor înceta. Încă puțin și ne vom înfățișa înaintea marelui tron alb. Încă puțin și cei răi nu vor mai fi. Îi vom vedea doar mergând în osânda veșnică. Încă puțin și va începe veșnicia. Vom fi ca el, căci îl vom vedea zi și noapte în templul său. Vom cânta cântarea cea nouă, fără păcat și fără îngrijorări pentru veci de veci." Robert McChen s-a născut la 21 mai 1813 la Edinburgh, Scoția. Nimeni n-a bănuit atunci că acel copilaș va deveni sursă de mari binecuvântări. La vârsta de 4 ani, în timp ce se refăcea după o boală, el a început să învețe alfabetul grec și în scurt timp a reușit să-l scrie. La școală a devenit elev eminent. Avea o voce melodioasă și un deosebit talent în recitarea poeziilor. Era o plăcere să-l asculți la biserică recitând psalmi sau capitole din Biblie. În octombrie 1821 a intrat la liceu și mereu a fost fruntașul clasei. Era înalt, cu fața sinină, sprinten și viguros, cu un caracter nobil și cu o minte sclipitoare. Era firea analitică, foarte ordonat și cu gusturi alese. Încă nu era pocăit în vremea aceasta. Iubea societatea veselă, plăcerile, cântecele și dansul. Trăia o viață morală de fariseu. El mărturisește că nu avea mulțumirea lăuntrică. În noiembrie 1827 a intrat la Universitatea din Edinburgh. În iarna anului 1831 a început să studieze teologia. Când era la universitate și își făcea studiile literare și filozofia, sufletul său a fost cercetat de Duhul Domnului, dar ceea ce l-a șocat în mod deosebit a fost moartea fratelui său mai în vârstă, David. Domnul a găsit cu cale ca, în timp ce chema pe unul în glorie, altul să fie trezit și să primească bogățiile harului. În 1836, la 23 de ani, McChen a devenit pastor în localitatea Dundee, la o biserică ce avea peste 4.000 de membri. Aici, el și-a început lucrarea. De la acest amvon au început să se reverse șuvoaie de har dumnezeiesc. Cu ore înainte, mulțimile alergau la biserică ca să poată găsi un loc pentru a-l asculta vestind Evanghelia. Foarte curând a izbucnit focul trezirilor spirituale, care a aprins Scoția cu dragoste pentru Dumnezeu. Viața lui a fost o trăire intensă cu Dumnezeu. Cu firea lui sensibilă, a căutat să se adâncească tot mai mult în rugăciune și în citirea Bibliei. O deosebită influență asupra lui a avut citirea memoriilor lui Henry Martin. Aceasta l-a determinat la o mai mare consacrare, iar jurnalul lui David Brainerd l-a făcut să râvnească la acea viață de luptă pe genunchi, la acea topire pentru mântuirea altora. De acum încolo
a început să practice postul. Această trăire în lumina Domnului l-a făcut să vadă mai bine nevoile sufletelor pierdute. I se părea că fiecare păcătos poartă scris pe frunte cuvintele: nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Trezește-te, suflete al meu, scria el în jurnalul său, de ce să mai dau eu orele și zilele mele în zadar lumii, când chiar la ușa mea e o lume de mizerie? Doamne, pune tăria ta în mine, întărește orice hotărâre bună și iartă trecutul vieții mele, trăită fără folos. În 1840, el scria unui student: dă-ți seama că tu acum îți formezi în mare măsură caracterul de viitor al slujirii tale. Dacă te dedai de lăsării și somnului, niciodată nu vei avea vreun folos din studiu. Fă totul la timpul său, fă totul cu ardoare. Dacă e ceva vrednic, fă-l cu toată puterea ta. Dar mai presus de toate, caută să stai mult în prezența Domnului. Niciodată să nu vezi fața oamenilor până mai înainte nu ai văzut fața Domnului, care e viața noastră, totul al nostru. Roagă-te pentru alții, roagă-te pentru profesorii tăi, pentru colegii tăi. Pentru McChain, succesul a fost nu o simplă dorință, ci o așteptare, și Domnul a făcut ca toate așteptările lui să fie depășite. El a fost folosit cu putere în lucrarea de trezire a multor păcătoși. Oamenii au ajuns să-și dea seama că au în mijlocul lor un om al lui Dumnezeu. În timp ce căuta să-și facă lucrarea în localitatea sa și în împrejurimi, sufletul său a devenit tot mai împovărat de nevoile celor pierduți din alte țări. Parcă își dădea seama că timpul său se scurtează, căci pe toate scrisorile sale aplica cuvintele: vine noaptea. La sfârșitul anului 1838 a început să aibă unele simptome care au neliniștit pe prietenii săi. El a fost atacat de o violentă palpitație a inimii. Medicul l-a sfătuit să înceteze imediat predicarea Evangheliei. Lucrul prea mult și surmenajul au cauzat aceasta. Astfel a părăsit Dundee și s-a mutat la Edinburgh. În locul lui a venit ca pastor William Barnes. I-a fost foarte greu să-și părăsească biserica, dar boala l-a obligat. În scrisoarea adresată bisericii la 18 ianuarie, el spunea: câteodată mă gândesc că o mare binecuvântare poate fi revărsată asupra poporului meu chiar în absența mea. Într-o zi, doctorul Candlish, vorbind cu McChain despre misiunea în Israel, i-a sugerat ideea să meargă în Israel. Numai decât, el a acceptat să meargă cu o echipă și se gândea că dacă David Brainerd, bolnav, a putut să lucreze ca traducător, și ei vor putea să facă ceva ispravă, să întărească pe credincioșii de acolo, să inspire pe misionari și să câștige pe unii din păcat la Dumnezeu. Astfel, în primăvara anului 1839, un grup de 4 vestitori ai Evangheliei din Scoția au plecat în Israel. Drumul l-au făcut prin Franța, Italia, Malta și au debarcat la Alexandria, în Egipt. Iar de acolo au plătit unor beduini să-i ducă cu cămilele prin deșert până în Israel. Din deșert a scris unui alt predicator din Scoția: folosește sănătatea cât o ai, prietenul și fratele meu. Nu pierde ocaziile deosebite, care poate niciodată nu se mai întorc înapoi. Nu știi niciodată când e ultima duminică pentru tine în fața poporului. Vorbește pentru eternitate. Pe deasupra tuturor, cultivă-ți spiritul tău. Adu-ți mereu aminte că Dumnezeu, nu omul, trebuie să primească gloria. Nu primirea predicii, mulțimea vorbelor, ci mărimea credinței e ceea ce are valoare. Andrew Bonar, unul din biografii lui McChain, spune că, deși era bolnav și aveau de înfruntat atâtea greutăți în țara lui Israel de pe vremea aceea, totuși cultivarea sfințeniei pentru McChain era una din preocupările de seamă în fiecare zi.
avea timpul său de citire a Bibliei, de meditație, de cercetare de sine în lumina cuvântului și de rugăciune. El acorda o deosebită atenție acestei practici și sfințenia se revărsa din el ca niște râuri de apă vie. La întoarcerea spre casă, au trecut prin Beirut. Acolo a făcut o vizită unui tânăr din Glasgow, care era bolnav de febră. El, fiind debil, numai decât a fost contaminat de febră. Imediat a fost sfătuit să plece la Smirna, căci aerul răcoros de acolo îi va face bine. Astfel s-au îmbarcat, au trecut prin Cipru, iar febra lui a crescut tot mai mult până ce și-a pierdut cunoștința. Timp de 3 zile, fără ajutor medical, se părea că se sfârșește. Abia când s-au apropiat de Patmos, și-a revenit puțin și s-a ridicat să zărească insula. Ajunși la Smirna, au găsit o familie de englezi, familia Lewis, care i-au acordat îngrijirea ca niște părinți. Acolo s-a refăcut puțin. Deși a fost bolnav grav, mereu se ruga pentru biserica sa și pentru treziri în Scoția. Drumul spre casă l-au făcut prin Muntenia și Moldova. Superstiția și lipsa de cunoaștere a Evangheliei l-au îndurerat mult. La Iași a întâlnit câțiva evrei cu care a putut conversa și le-a vestit Evanghelia. Apoi a trecut prin Polonia la Viena, Berlin, Hamburg, iar de acolo în Scoția. Acasă la Dundee a sosit într-o joi după masă, iar seara s-a întâlnit cu biserica sa. Clădirea a fost supratixită cu popor. Toate cărările pline, până și treptele amvonului erau ocupate. După ce s-a rugat și au cântat câteva cântări melodioase, el a citit Psalmul 64 și 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 1 până la 4, apoi a predicat o oră. Neștiind cât timp va mai putea să predice, nu le-a împărtășit impresiile din călătorie, ci a arătat păcătoșilor calea mântuirii. Duminica următoare a predicat după masă din 2 Cronici, capitolul 5, versetele 13 și 14. La încheiere, printre altele, a zis: mulți iubiții și doriții mei, acum încep un nou an de slujire în mijlocul vostru și sunt hotărât că, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate și putere, să nu rămână aici niciun bărbat, femeie sau copil care să nu fie auzit mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său, fie spre mântuire, fie spre condamnare. Și mă voi ruga, cum am mai făcut și până acum, ca Domnul să facă o revărsare a Duhului, în așa fel încât și cel mai slab copil dintre voi să vadă că e lucrare dumnezeiască, nu omenească. Încă pe când era el în Israel, Dumnezeu începuse un val de treziri spirituale prin noul păstor Barnes. La întoarcerea lui, trezirea a luat mare avânt. În carnetul lui sunt înscrise 400 de nume care s-au predat Domnului, iar ceva mai târziu pomenește de 800 de suflete care au fost trezite. El a făcut multe călătorii misionare prin Scoția și Irlanda. Inima lui însă, în mod deosebit, se legase de misiunea printre evrei și căuta întoarcerea lor la Mesia Hristos. Prin grai și prin scrisori îi îndemna să primească mântuirea sufletului. La Iași întreținea corespondență cu Edwards. Apoi avea o largă corespondență cu studenți din universități și cu multe biserici pe care le-a vizitat. Sănătatea lui se refăcuse mult și lucra și în biserica sa și în alte biserici, unde Domnul săvârșise frumoase treziri. În vara anului 1842 a fost din nou doborât de câteva ori de boală. În jurnalul său din 4 august el a scris: Adeseori aș fi mai bucuros să plec și să fiu cu Domnul. Totuși, în acea toamnă a fost gata să meargă în nordul Angliei pentru servicii de evangelizare. În noiembrie a mers pentru 10 zile la Londra. Atunci, unii din biserica sa au început să murmure că lipsește prea mult, dar dorul lui aprins pentru mântuirea sufletelor îl făcea să nu se cruțe pe sine,
ci chiar cu riscul de a nemulțumi pe unii din biserica sa, el era gata să meargă din loc în loc spre a predica Evanghelia. La 17 noiembrie a luat parte la un congres la Edinburgh. Au fost prezenți vreo 500 de predicatori din toate părțile Scoției. Vorbirea lui cu această ocazie a fost neuitată. Pe la mijlocul lui ianuarie 1843 a mers să viziteze alte biserici. În timp de 3 săptămâni a vizitat 24 de localități. În scrisorile lui de acolo se observă o nostalgie după cer în expresii ca aceasta: de multe ori aș vrea să mă urc pe vârful Pisga și să-mi iau rămas bun de la biserică, să-mi las trupul acesta și să fiu cu Domnul. Ah, ar fi cu mult mai bine. Nu mă aștept să trăiesc o viață lungă. Mă aștept să fiu chemat așa, dintr-o dată, poate curând. De aceea vorbesc clar. La 1 martie s-a întors acasă. Era extenuat de puteri. A predicat de 3 ori în duminica de 5 martie și de 2 ori în 12 martie. Acestea au fost ultimele predici. Vizitând pe unii bolnavi de tifos, a contaminat și el boala și pe 25 martie 1843, în vârstă de 29 de ani, rugându-se, a trecut în veșnicie să-l întâlnească pe cel ce l-a iubit și slujit cu toată ardoarea. Citiți Evanghelia, trăiți Evanghelia, vestiți Evanghelia. Astfel vei fi și tu o lumină în lume.